Într-un fel împărtășesc deoarece în această perioadă, înainte de alegerile locale, am avut incalificabile încălcări ale Constituției. Să reamintim că joi, câteva zile înainte de alegeri, președintele s-a întâlnit cu unul dintre candidații de la București. Va atrage atenția și asupra marii șmecherii și abuzului în serviciu al cărei comis de către domnul Cătălin Predoiu prin legile justiției. Nu v-ați prins? Deci, domnul Cătălin Predoiu a pus ministerul să facă niște legi ale justiției. Și el spune așa, el este ministru acum, da? Aceste legi ale justiției le vom dezbate și în martie la anul. Domnul Ursu, stați să ne lămurim, dacă PNL, în care face parte domnul ministru al justiției, voia să facă niște proiecte, un proiect de lege. Le prezenta în programul lor electoral și le prezenta la sediul PNL, da? Și noi spuneam, hai să vedem dacă legile propuse de PNL, nu știu, poate propunea și USR un pachet, poate și PSD sunt bune. Pe când domnia sa și împreună cu președintele discută niște legi pe care și președintele și el spune că vor fi aplicate de guvernul viitor. Nu ați mai pomenit așa ceva? Domnul Cătălin Predoiu să se ocupe de ministerul lui acum. Deci avem de-a face cu un abuz în serviciu, deoarece mașinăria guvernamentală e folosită pentru publicitatea electorală a unui partid PNL de gen. Uitați ce legi frumoase avem noi, dar pe care le vom nu, chiar programul dat de către domnul Cătălin Predoiu spune în martie. Domnul Ursu, dumneavoastră înțelegeți că este aberant să discuți legea ale justiției. În primul rând, nu știu dacă domnul Predoiu va mai fi ministru. Ne ia peste picior? Știți că Nu știu și dacă... domnul Predoiu tot visează să ajungă prim-ministru și atunci poate că de asta spunea că viitorul guvern le va aplica, poate un guvern pe care speră să-l conducă dumnealui. Domnul Ursu, este și domnul Năstase și Bert aici. Ascultați-mă. Ultimul sondaj de opinie care a fost alegerile a arătat că PNL are 34%. Cum faci guvern? Faci guvern de coaliție. Păi dacă guvern de coaliție, poate că vrea USR-ul ministrul justiției. Cum adică eu, ministrul justiției de acum, să propun, să pun în dezbatere și să fac în numele Ministerului, în PNL, niște legi despre care eu nici nu știu, în primul rând, că nu știm dacă viitorul guvern este clar că va fi guvern de coaliție. Nu, dacă eu nu cred că va câștiga PNL 52% ca să fie o majoritate tare. Va fi de coaliție. Bun, nu știu cu cine, dar de coaliție. Deci, iată o serie întreagă de încălcări la care culmea nu presare nimeni.